16-23 septembrie, pentru majoritatea oamenilor, a fost o săptămână obișnuit de încărcată ca cele dinainte. Totuși, perioada respectivă a fost numită Săptămâna Sănătății și s-a remarcat prin câteva ocazii provocatoare și, de ce nu, dulci pentru participanții de la clasa de gătit din Toaca. Ce s-a preparat? Deserturi. Deserturi raw vegan, adică 100% delicios și, mai important, 100% natural. Personal, sunt preocupată de mult timp de alimentația sănătoasă. Știu că dacă nu ne preocupă sănătatea, boala vine în curând. Am decis ca să facem cele trei serii dulciuri ro-vegane, pentru că zahărul se consumă foarte mult astăzi, în special copiii sunt foarte agitați din cauza aceasta și propun ca toate mamele, toate gospodinele să aducă pe mesele lor dulciuri sănătoase, făcute cu îndulcitori naturali. Încurajez toate gospodinele să studieze mai mult domeniul acesta al dulciurilor ro-vegane, pentru că merită și vor vedea că beneficiile asupra corpurilor lor vor apărea în curând. Cred că aceste întâlniri au fost o mare provocare pentru toate gospodinele și a fost interesant să aflăm că putem pregăti un desert sănătos. Am participat la aceste ocazii, mi-a plăcut și doresc pe viitor să se mai organizeze. Chiar dacă au fost prezentări pentru adulți, copiii s-au bucurat mai mult pentru că au fost pline de dulciuri.